Tânărul de 33 de ani obișnuia să pescuiască cu barca și ieri, după amiază, după ce a ieșit de la lucru, a plecat pe malul Dunării cu un prieten și el pescar. A demontat motorul de pe embarcațiune și a ieșit câțiva metri în larg. Când s-a uitat după el, prietenul nu l-a mai văzut. A anunțat tatăl băiatului, care a venit imediat. În barcă au găsit telefonul mobil, dar nici urmă de tânăr. Luam motorul de la barcă și m-a intrat spre barcă. Era cineva acolo lângă el, dar omul în momentul a plecat. Și când s-au întors, nu l-au mai văzut. Au fost găsite în barcă cheile și telefonul. Acum vedeți și dumneavoastră să fac căutări. Era un copil vrenic, liniștit. Eu cu tatăl sunt prieten ani. Mama s-a plecat afară, nici nu știe. Mama s-a la lucru de ani de zile. Cei care îl cunosc spun că nu ar fi avut niciun motiv să se sinucidă. O fostă colegă povestește că era un băiat foarte săritor. Era un băiat de milioane, orice, era bun de fiecare dată când aveam nevoie de el, săracul venea și mă ajuta. După câteva zeci de minute de căutări cu barca, au fost chemați scafandrii care au reușit să-l găsească în fluviu, la câțiva metri de mal și la doi pași de centrul comercial la care lucra. Tânărului fie i s-a făcut rău și a căzut în apă, fie a căzut accidental și, cum nu știa să înoate, nu a mai reușit să iasă la suprafață. Nu știa să înoate. Motorul e în barcă? Nu, nu. A scos motorul pe mal. Probabil s-o fi dus cu barca să o lege acolo și atunci s-o fi deschilibrat, cine știe. Ne-am deplasat cu echipa de scafandri la fața locului. După relatările martorilor, l-am căutat în apropierea malului și l-am găsit. Din păcate, nu prezintă semne vitale. Aceasta este cea de-a treia viață curmată de Dunăre în această săptămână.